a plătit o amendă de 150 de euro pe o autostradă din Germania după ce polițiștii l-au surprins conducând la 15 metri distanță de camionul din fața lui. Vă mai aduceți aminte când v-am spus povestea asta? Nu. Cu distanța din față de cel din față? Am luat o amendă, dar mi-a venit în țară, mi-a venit în România. Mm-hmm. Pentru că nu respectasem distanța... Ai fost în Germania? Cu tirul? Cu ceva vreme. Și tirul era mai mic. Legea cere în Germania o distanță minimă de 50 de metri până la vehiculul din față. Pentru vehicule cu masa mai mare de 3,5 tone, pentru trafic intens pe autostrăzi și de la o viteză mai mare de 50 de km pe oră. Șoferul a fost scos din trafic de poliția de autostrăzi, a fost instruit, deci au predat și lecția, ca să nu spună că... Mi se pare cel mai corect așa, i-au explicat ce a greșit, practic. Da, și amendat. 149 de eurici. Nu respecti legea, nu înțelegi ce faci în trafic, 150 de eurici, poftim, ai și lecția predată și cu asta basta. Și vorbeam în dimineața asta, colegul nostru Adi ne-a povestit că în drum spre birou, prin București, pe Bulevardul Aviatorilor, unde oricum se merge încet, l-a talonat un nene cu un SUV de ăsta mare, la două palme în spatele lui. Sunt câțiva care fac asta. Da. Și tot traficul este super nasol la ora aia, deci n-ai ce să faci, că dacă treci în fața, dacă treci în fața ta, se blochează din nou. Bine, și mai o treabă, că uneori n-ai unde să te dai, adică ei vin, sunt foarte agresivi și ar trebui să faci o mulțime de manevre, tu și alții în trafic, ca să treacă el o mașină mai în față. Pe DN1 dimineața se întâmplă practic în fiecare dimineață așa ceva. Specialiștii în conducere defensivă recomandă că în astfel de cazuri, dacă ești talonat de unul, dacă n-ai unde să te dai, să mărești tu distanța față de cel care este în fața ta. Astfel încât, dacă ăla pune o frână că apare ceva, vreo problemă, să poți să frânezi lent, să-i dai timp ăstuia care te talonează să pună și el frână. Asta dacă poți, pentru că sunt cazuri în care nu poți. Ba da, poți să mărești distanța față de ăla. Dacă cineva în fața ta, dacă... Da, o lași tu mașina mai încet și mărești tu distanța. Ah, ok. Da, dar vezi că să-i dai lui ia timp. Chestie care îl înfurie pe ăsta. Păi mergi și mai încet. Îl înfurie, dar pe de altă parte, pe tine, gestul reflex, când ăla se apropie atât de mult de tine, vine la o palmă de tine... Este să duce în față. E să nu atingi frâna de teamă că o să intre la tine. Adică e destul de greu de gestionat o situație de asta în timp real, știi? Nu atingi frâna, ridici piciorul de pe accelerație. Și în felul ăsta mărești distanța. Așa, dar tot aia. Frâna de motor. Când vine ăla în spatele tău și presează, reflexul tău e repet să accelerezi, să te dai, să faci ceva. Trebuie să înveți, e o chestie de educație, trebuie să înveți să-ți ignori acest reflex și să mărești distanța. Problema e că dacă cel care este în fața ta pune o frână bruscă și tu n-ai... Eu știu ce spui. N-ai timp să frânezi lent... La automat te faci armonică. Da, te lovește și riscă să te arunce de pe sensul pe care ești, să te arunce pe contrasens, dacă n-ai separatoare. Bun, sigur, cel mai bine în astfel de situații să te dai la o parte și chiar aș dori, repet, să văd poliția mai activă, poliția rutieră mai activă în astfel de situații, cumva să se monitorizeze astfel de lucruri, să-i scoată din trafic pe demenții ăștia. Și mai nasolie pe drumul ăla spre Moldova, spre Buzău încolo, da, de o bandă jumate, acolo. Pentru că acolo au unde se bage. O bandă jumate, n-au... nu îi zicem o bandă jumate. Da, îi zicem noi așa, dar lumea știe despre ce e vorba acolo. Și acolo au început să pună și acolo separatoare, dar nu peste tot. Și sunt porțiuni unde ei pot depăși pe linie dublă continuă, fac triplare. Da. Și e și mai periculos, pentru că și trafic din față e coșmar. Da.